stat plimbat prin parc și auzit ceva sunete de pași. Ce? Ai auzit că e bântuită? Nu. Nu. Hai la nici vorbă. Eu am zis că e bântuit de politicieni, dacă nu vrea să-i fac. Ca și? Nu știu, n-am auzit. N-am auzit, ce să vă spun. Noi n-am auzit așa ceva. Cine v-a spus asta? Nu. Nu ai bântuit? Nu, dar... Doar că eu cu niște prieteni, pur și simplu... Îmi pare să aruncăm acolo pe și se aude tot felul de... cum să zic... Deci sunt comodă ciudată și asta ne face să ne speriem din cauza asta, dar că... Cine știe? Aici au fost moșiile lui Bazilescu, în Chiabur, care au făcut parcele de 300 de metri și pe care le-a vândut aici în spate. Sunt parcelele făcute de el și părinții mei au cumpărat și au făcut casă aici, că aici m-am născut. E făcut în 53, când a fost Festivalul Internațional al Tineretului în 53, s-au făcut blocurile rusești și teatrul de vară aici în parc. Păcat. Păcat, păcat de teatru ăsta, mai ales că e teatrul copilăriei mele, de-aia mi se rupe sufletul și veneau de la Teatru Tănase și dădeau, că eram și eu copil atunci când erau spectacole, că după m-am măritat și n-am mai venit la spectacole. Dar bântuit, fantome, nu avem veverițe. Povești, ca de obicei. Se spune că a fost o mireasă care s-a omorât aici, dar nu.